solicita o modificare. S-a discutat pe comisie, noi în general am fost de acord că o perioadă de 5 ani, ulterior s-a modificat proiectul de hotărâre pe o perioadă de 10 ani. Mi se pare foarte mult 10 ani să acordăm drept de utilizare a străzilor a întregul circuitului pe raza municipiului. Deci solicit din partea noastră amendament perioada să fie de maxim 5 ani. Mulțumesc! Deci am propunerea să inițiatorul să ne tragă în propunerea de zi și să revină la următoarea ședință cu contactul aferent. Contactul aferent pentru această perioadă, fie de 5 ani, fie de 10 ani. În felul acesta putem putea exact clauza pe care sunt trecute în contract. Așa e un vot în alt, fără să știm ce clauze vor fi trecute în contract. Respectiv. Dar trebuie retras de la început, domnul consul. Poate fi așa. Domnul consiliar. Dacă vrea să ne trebuie la mână, noi în comisie, într-adevăr, cum spuneam, domnul Mica, am făcut de acord pe 5 ani. Inițial, persoana respectivă a făcut soțiul respectiv, a făcut cerere pentru 15 ani. Și noi în comisie am făcut de acord pe 5 ani. În proiect apare de acest idee, că inițiatorul poate să ceară ce dorește. Dar, hai să ne gândim că noi vrem să înființăm și o societate de transport al municipiului Turtar. Haideți să nu ne grăbim cu acest trenuleț de agrement, să vedem ce va fi cu societatea de transport, să vedem cu stațiile, să nu ne trezim acum că tocmai am aprobat renunțirea contractului public și facem alte stații și vom avea și foarte articulale, ca și cu Alice-ul și cu alții, că opresc în stațiile lor. Nu cred că e o chestiune urgentă acest reguleț, e vorba de 20.000 de lei pe an în echipul lui Turda din acest program. Mai este o sumă de care Turda să nu se poate lipsi. Eu zic să mai agentă cu acest proiect. Și eu văd altfel, cum spunea colegul meu Rică, să facem un contract, să facem un caiet de sarcini, eventual să scoată la licitație chestiunea asta cu trenulețul. Nu să dau cuiva direct pe trei ceasul cu acest pe aceea că așa trebuie el și exclusivitate. Eu vă propun să nu votăm acest proiect de hotărâre, de pe ordinea zi nu poate fi scos decât de inițiatorul care nu este în sală, dar vă propun să nu votăm acest proiect de hotărâre, să-l regândim. Vă mulțumesc. Eu nu pot să casă, eu scos de pe ordinea de zi, dar nu pot la început. Nu se poate. Nu pot să scos. Ce? Nu pot să scos. Dacă îmi permiteți, aș vrea să completez. Dacă comisia am solicitat în partea executivului un punct de vedere să nu intrăm într-un litigiu cu actualul operator al serviciului de transport public. Avem o situație conflictuală de câțiva ani, suntem supuși unor penalități destul de mari. Deci mă refer la Consiliul și întreaga municipalitate. Și mi s-a spus că relativ este ok, că vor fi alte stații. Am spus așa, vor fi alte stații, notate cum sunt alea ale spunii, care nu sunt operative niciodată. Niciodată, cred că sunt de acord cu colegii de a nu vota, să fie scos. Mulțumesc. Deci am văzut un proiect, acest trenuleț are un transport recreativ. A face ca niște tururi ghidate, care au un marca toate obiectivele turistice din oraș. Adică te ia din comun, îți faci un circuit și te aduce înapoi. Nu este transport de călător. Da, domnul președinte, e transport de călător și infrastructura ar trebui probabil să fie studiat și contractul cu STP-ul, să nu avem un conflict după aceea cu el. Deci mai apare un operator de transport public. Că este de agrement, că este de transport public persoan. E transport public, dar el se duce dintr-un punct până la îl face și el, și aduce în același punct. Îi va clar că va aduce un prejudiciu STP-ului. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Eu cred că, mă rog, dacă aprobăm acest proiect, intrăm peste plan de mobilitate lunară. Pentru că și acolo era stipulat foarte clar că se vor organiza curse între diverse obiective turistice cu autobuse electrice. E ceva ce mai anumit.
viitor facem societatea de transport, dacă reușim să păstrăm termenul pricina, și ne canibalizăm cu o societate care vine și, mă rog, concesionează 10 ani de zile același rute de transport pe care noi, pe mobilitate urbană, le facem la autobusele 15. E un nonsens. Efectiv, un nonsens. Eu propun să nu votăm acest proiect de autonomie, sincer. Domnule președinte, chestiunea cu suprapunerea cu stații e delicată, domnul consilier Rima, pentru faptul că ați văzut și Alisum, da? A căzut atunci cu stațiile pentru că era contract încheiat de stațiile de către ăsta, SPP. Deci este problema, așa cum spunea președintele de ședință, unor trasee de agrement. Și nu se stipulează ce credeam jos pe fiecare naș de la Veceu și ne urcăm. Nu se stipulează, ne urcăm și mergem direct la obiectiv. Ne urcăm de la obiectiv, coborăm de peste. Mi-a arătat din nou în centru. Deci nu văd cum va cumva se întâmplă contradicție cu STP-ul. Da, într-adevăr, cu STP-ul avem în cazul datorită faptului că și ei au în cazul. A distrus primarul în control, să vedem și au rezolvat problemele contractuale sau nu. Adică ei erau obligați să facă și să treacă toate stațiile în care opresc cu CFE-ul și așa. Eu vreau să văd acum dacă ei au respectat obligația contractuală. Da, trecem cu o stradă, că problema e complicată. Părerea mea este, domnul Doamnul Moment, părerea mea este că domnul, fiind și președintele Comisiei de Resort, are propunere după 5 ani de zile. Eu mă realizez propunerile dumneavoastră după 5 ani de zile. Bine, zice și domnul Cordiș, să studiem, să vedem care este situația în acești 5 ani de zile. Eu mă duc o propunere a domnului Mic. Să nu uităm să o supunem la propunere. Da. Oprește fiecare stație a SPP-ului, să mai ia oameni, să mai coboare,
Da, deci se opresc, vizitează un culturistic, fac poze, apoi se urcă înapoi în derulet, își continuă cu un factor obiectiv, îl vizitează. Același lucru fac și firmele cu microbuze care merg și după oamenii în față lor, când îi fie medic sau turism, la Marina Curta, același lucru. Numai că nu facem interiorul orașului, facem întreg orașul și se trage pe bine mai mare. Domnule președinte, revenim la problema din anii anterior, în care se suprapuneau la un moment dat traseele de transport public local cu traseele de microbus. Știți foarte bine ce scandal a fost în acea perioadă, domnul președinte Anca, și aduce aminte foarte bine scandalul pe operatorii privați de transport. Da. Legat de problema cu STP-ul, cu stațiile de autobuz. Eu mi-aduc foarte bine aminte ce s-a întâmplat cu atribuirea acelor stații, terenul în vederea construirii stațiilor. Și pe baza acelei hotărâri de Consiliul Local, Societatea de Transport Public ne-a acționat în judecată și are șanse foarte mari să câștige litigiul cu despăgubiri foarte mari. Atenție, domnul președinte. În fine, nu ne contrazicem acum. Și de aceea am cerut, nu neapărat că suntem împotriva acestui tip de transport turistic, dar nu este foarte clar implementat în proiectul de hotărâre obligațiile părților, clauzele contractuale, nu există. Deci, votăm în altă atribuire, cum spunea domnul avocat, o exclusivitate pe 10 ani, fără să ai un punct de vedere a autorității de transport, a societății de transport public. Intrăm în niște litigi, nu este clar, nu neapărat că suntem împotriva acestui tip de transport turistic, foarte bine venit, dar nu este foarte clar în proiectul de hotărâre ce se va întâmpla ulterior. Nu știm unde vor fi stațiile, cum vor fi amenajate, nu știm natura tehnică a
drepturilor date euro 1, euro 2, așa mai departe. Probabil că propunerea domnului consilier în legătură cu contractul este cea mai bună. Cu alte cuvinte, vreau să îmi retrag amendamentul, deci să nu mai fie supus la vot și să se treacă la vot. Mulțumesc! Asta o să trece la vot, pentru că retrasă se poate trebui la amendamentul la retrasă. E cinstit, domnul, cinstit. Atunci, cine este pentru acest proiect în formă care este acum? Împotriva? Cine abține? Nu am vă mulțumesc.